în Coreea de Sud erau 7 persoane și au hotărât ca în fiecare zi fiecare din ele să spună de Iisus la un suflet. Și s-a întâmplat că soția la păstor n-a avut ocazie. A fost ocupată cu copiii, cu mâncarea, cu toate și seara, în întuneric, cu geamul deschis, se ruga și striga: Doamne, mi-a încălcat promisiunea, Doamne, ți-am promis că voi spune și azi n-am spus, dar Doamne, la Tine toate lucrurile sunt putință, Doamne, fă o minune! Și în timp ce a se ruga, în întunericul camerei, a sărit pe geam un hoț. Ea s-a dus imediat la întrerupător, a aprins becul: Aleluia, pentru tine mă rugam, slăvit să fie Domnul! Ăsta a rămas șocat, nu s-a așteptat la așa ceva. Zice: poți să iei tot ce vrei din casă, poți să mă omori, dar mai întâi lasă-mă să spun de Iisus. Și hoțul a căzut în genunchi și l-a adus la Iisus și astăzi biserica din South Korea are 70.000 de oameni. Pentru că au luat o hotărâre. Dintre tineri, există o mână să spună: Doamne, ia viața mea în seara aceasta și folosește-o pentru gloria Ta. Există aici o mână pentru Dumnezeu. Nu e o formulă, nu e o tradiție. Să știți că eu de 30 de ani fac lucrul acesta și nu regret niciodată. Cea mai mare bucurie și realizare și împlinire, iar și în America, e să aduci suflete la Iisus Hristos. E să lași pe Iisus să trăiască viața ta și să câștige suflete prin tine. Aș vrea să mă rog pentru cei care ați ridicat mâna, pentru cei care în inima voastră Dumnezeu v-a vorbit în seara aceasta, ca Domnul să vă umple de pasiune și de agonie după cei pierduți. Și Domnul să mulțească biserica asta. Ca noi și să mergem după ei. Doamne, binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru această chemare divină, pentru această chemare plină de dragoste față de copiii Tăi. Într-o seară am întâlnit două fete și le-am întins o broșură. Și când le-am dat-o, zice: ce-i asta? Zic: ăsta e mesajul lui Iisus Hristos, dragostea lui Iisus, a iubit așa de mult că a murit pentru voi. Și fata care i-am întins mi l-a aruncat în ochi și a zis: lasă-ne pe noi cu prostiile astea, noi suntem lesbience. Și s-au luat și s-au sărutat înaintea mea. Și a zis: Dumnezeu m-a trimis special pentru voi în seara aceasta să vă spun că vrea să vă schimbe destinul, de la moarte la viață, de la iad la rai, dacă vă pocăiți și îl primiți pe Iisus. Ha! Zic, Dumnezeu a promis iazul de foc, așa cum a ars Sodoma și Gomora, pentru cei care trăiesc în păcate din astea. Astăzi împăcați-vă cu Dumnezeu, lasă-ne pe noi cu prostiile astea. Și mi-au întors spatele și au plecat. Și am strigat după ele: dacă în seara asta nu vă pocăiți, judecata lui Dumnezeu va cădea peste voi. N-a fost de la mine, a fost de la Duhul Domnului. 45 de minute mai târziu, m-am urcat în mașină, era 12 noaptea și m-am dus spre casă. Și la un semafor, era barul lângă intersecție, din bar, fetele astea două, ținându-se de mână, traversau strada. Și am încetinit, cu toate că aveam verde, dar din sensul opus a venit o mașină ca un bolid și cu vreo 55-60 de mai la oră le-a izbit pe amândouă, de le-a aruncat în aer. S-a făcut pielea găină pe mine. Am văzut judecata lui Dumnezeu sub ochii mei. Au căzut în cap pe trotuar. Și a fost hit and run. Un bețiv care l-a lovit și a fugit. A venit poliția. Au închis strada, a venit ambulanța. Și investigații. M-am strecurat lângă cei de la ambulanță și am spus: unde le duceți, la ce spital? Zice: la Maricopa. Și am plecat acasă și toată noaptea am strigat: Doamne, mai dă-le o șansă. Doamne, ai milă de ele, Doamne. A auzit mesajul Tău. A doua zi dimineața am fugit la spital. M-am întâlnit cu doctorul și am spus: fetele acelea care aseară au fost lovite de mașină, ce-s cu ele? Deci ne pare rău, dar au murit. Și a zis, le-am dat mesajul, dar au ales să respingă pe Iisus. E o urgență. Dumnezeu nu iubește moartea păcătosului. Și Dumnezeu te cheamă. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu,
vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste cei bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Ocupăm locurile și pentru că mi-am adus și partenera de misiune, spunea frate că n-am mai văzut muzicuță de mulți ani de zile. Care a fost ultima cântare? Asta o să vorbesc astăzi. Am venit să recrutez pescari. Data trecută v-am vorbit ce înseamnă să fii urmaș al Domnului Iisus sau ucenic și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre chemarea sau porunca Domnului Iisus pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Nu doar pentru evangheliști, păstori, ci pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea. Astăzi, biserica trăiește neascultare de această poruncă, pentru că nu o înțelegem. Noi credem că rămânem în biserică, ne rugăm, Doamne, ai milă de X, de Y, Doamne, adu-i la biserică, Doamne, fă ceva. Și Domnul se întreabă cine pe cine trimite. Păi eu am spus să mergeți voi, voi mă trimiteți pe mine? Eu mi-am făcut slujba, mi-am făcut lucrarea, acum rândul vostru. Și am creat această religie confortabilă, să stăm în biserică și să trimitem noi pe Domnul, când Domnul spune, mergeți voi. Și astăzi veți înțelege această trimitere a Domnului Iisus. Iisus n-a spus la păcătoși, mergeți păcătoșilor în biserică și pocăiți-vă. Și a spus pocăiților, mergeți după ei. Mergeți după ei. Institutul Moody estimează că 95% dintre creștini n-au adus niciodată un suflet la Iisus. Și cei mai grav nici n-au încercat. Tot statisticile spun că 10% din cei necredincioși merg măcar de Paște și de Crăciun la biserică. Asta înseamnă că Dumnezeu are colaborare mai mare de la necredincioși decât la credincioși, că la credincioși numai 5%. Niciun pescar nu pescuiește în cadă sau în acvariu, și în ape, și în râuri, și în oceane. Niciun fermier nu-și aruncă sămânța în living room, în sufragerie, ci acolo unde sunt pești. Și Domnul Iisus ne-a dat un exemplu. El a fost cel mai mare pescar de oameni, cel mai mare câștigător de suflete. Și Domnul Iisus, ca să te câștige pe tine și pe mine, a trebuit să ia trup, chip de om și să vină pe pământ, nu ne-a mântuit din cer de acolo, a venit la noi și a venit în trup. Dar Iisus a plecat înapoi. Însă noi, că El tot așa operează astăzi, acționează astăzi, prin trup. Și trupul e biserica. E biserica. Noi suntem mâinile lui Iisus, noi suntem picioarele lui Iisus, noi suntem ochii lui Iisus. Comanda, porunca aceasta, Domnul Iisus, mergeți, nu trebuie analizată, negociată, amânată. Nu e teorie, ci ca în armată, cine a făcut armata știe. Când se dădea un ordin, yes sir,
Nu zice, stai să mă gândesc, poate nu acum, poate mă întorc invers. Nu, 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 trebuia să facă ca la poruncă. Și Domnul Iisus poruncește, zice, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, la orice făptură. Și spune, ultimul verset, 20, că ei au plecat. Deci au ascultat porunca. Și Dumnezeu ne poruncește și nouă, bisericii de astăzi. Mergeți, ascultăm porunca lui Iisus. Și unde să predicăm? Zice, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. La cine să predicăm? La orice făptură. La orice făptură, așa spune cuvântul. În Faptele Apostolilor, că ei predicau, învățau pe oameni în biserică, acasă și pe drumul și peste tot. Ascultăm noi de porunca Domnului Iisus. Acest pasaj, această poruncă, într-o zi Dumnezeu mi-a arătat-o și mie. Și am venit, bineînțeles, cu scuza, cu justificarea. Doamne, eu nu pot să ascult porunca asta. Păi de ce? Păi n-am bani să merg în toată lumea și nu vorbesc limbile popoarelor. Și sunt scutit de această poruncă. Și Domnul Iisus atunci mi-a spus, hai, dragule, să-ți arăt care e lumea ta. Fiecare copil al lui Dumnezeu are lumea lui. Amin? Fiecare. Dumneata ai vecinii tăi, dumneata ai vecinii tăi, colegi de școală, colegi de muncă și lumea ta, de fapt, începe în casa ta. Dacă soțul, soția, copiii nu-s mântuiți, ai lumea ta. Și Domnul zice, câți bani îți trebuie să te duci la ei? Ce limbă îți trebuie să vorbești ca să ajungi la ei? Nu trebuie. Apoi colegii de muncă și apoi așa mai departe. Și când mi-a arătat Dumnezeu care e lumea mea, am zis, Doamne, trimite-mă. Trimite. Dar să știți că trebuie un lucru important. Și vi-l spun că l-am experimentat în India. Când am ajuns în India după 24 de ore de zbor și după 15 ore de mers cu microbuzul, un drum foarte greu, aproape 2 zile și 2 nopți, am ajuns pe insula din Rameshwam și acolo, după ce am mâncat puțin, ne-am culcat pe la 2 dimineața. Ne-am culcat pe beton, pe o terasă, într-un cort, să nu ne înțepeți în țară ca să ne umplem de malarie sau ceva. Și pe la 3-4 dimineața aud glasul lui Iisus, m-a strigat pe nume, Doru, scoală-te că vreau să stau de vorbă cu tine. M-am uitat, mirat, în stânga, în dreapta, eram singur în cort. Și Domnul m-a chemat din nou, Dorule, scoală-te că trebuie să stau de vorbă cu tine. Și a zis, da, Doamne. Am ieșit din cort, afară, într-o bucătărie, într-o parte, și am îngenunchiat și a spus, Doamne Iisuse, de ce m-ai sculat? Și în momentul acela, prezența Domnului a venit peste mine și am început să plâng în hohote. Am început să plâng cu sughițuri. Am început să plâng cu țipete. Am crezut că îi scol pe toți. Și o jumătate de oră am plâns în continuu că n-am putut să mă opresc. Sub genunchii mei era o baltă de lacrimi. Și Domnul Iisus mi-a spus, am vrut să simți agonia pe care o simt eu pentru poporul indian. Pentru cei pierduți, 1,6 miliarde de locuitori și numai 2,5% mântuiți. Și ca să poți să mergi după cei pierduți, așa cum tu și eu am fost odinioară, trebuie să înțelegem inima și agonia lui Dumnezeu. Că El nu dorește ca unul să piară. Și când înțelegi această agonie, nu mai poți să respingi chemarea lui Iisus. Spuneam în multe locuri, noi credem în iad. Noi, pocăiții, credem în iad. Și mulți zice, da, când a fost ultima oară când n-ai putut să dormi noaptea? Sculându-te și gândindu-te că dacă în seara aia vine Iisus, sau cei dragi mor, sau rudele tale, ei vor merge în iad. Și nu pentru weekend, pentru o veșnicie. De aceea biserica trebuie să roage fiecare creștin, Doamne, dă-mi agonia inimii tale. Doamne, învață-mă să fiu un ucenic al tău, să fiu un pescar de oameni.
Doamne, deschide-mi ochii să văd holdele, să văd lumea în care trăiesc și care nu sunt mântuiți, Doamne. Și să nu pierd o oportunitate. Vă arăt puțin ca să nu uit cum fiecare putem. Da? Ceva practic. Toți avem biluri de plătit, da? Dacă nu aveți, spuneți că mă mut cu dumneavoastră. Toți avem biluri. Ei, și când plătesc bilurile, în bilul respectiv pun și un tratat lângă cecul care îl semnez. Și după ce închid tratatul, plicul, mă rog, Doamne, te rog să faci ca mesajul tău, așa cum ai promis, cuvântul tău nu se întoarce fără rod, să ajungă în inima celui care deschide să primească cecul. Și cerul va fi un loc de surprize. Vor veni mulți și vor mărturisi, eu am fost de la gaz, de la telefon, de la curent și în pădata cu tare tu mi-ai trimis un mesaj și de aceea sunt aici. Ce credeți că poate să spună? Să nu mai trimit? Păi au nevoie de banii noștri. Și by the way, apropo, și ei când îți trimit ție bilul, trimite flyere, reclame. Și apoi altă metodă ce am realizat și apropo de asta, cine vrea tratate gratis, cum sunt acestea God Loves You, la Fellowship Tract, o biserică baptistă din Ohio, te duci pe internet și îți trimite mii de tratate, câte vrei. Și în românește, și în engleză, și te duci acolo, vezi modele, vezi titluri, vezi, alegi tu. Apoi primeam aceste aplicații, cred că primiți și dumneavoastră. Wells Fargo Bank, Discover Credit Card, Capital One, Business Card Processing, American Express, insurance și tot așa. Și le-a rugat la gunoi. Zic, nu mai vreau să aplic pentru credit card, că credit cardul în America e sclavie. Dar, pormă, aruncându-l la gunoi, mi-a atras atenția că ei trimiteau un plic de înapoiere. Și când m-am uitat în cornerul de aici, zice, no postage required. Opa! Zic, eu pot să fac reclamă gratis. Ei plătesc timbru. Și n-am nevoie de cardul lor. Și atunci puneam tratat în ele și trimiteam înapoi. Vreo 20 de plicuri de astea primesc în fiecare lună. Și nu trebuie marfa lor, dar eu fac reclamă la împărăția Domnului. Și putem să facem lucrul ăsta, nu vă mai spun, la drive-thru, când merg, se face coadă în urma mea. Comand și de acolo încep să predic. Le dau acei flyere sau tratate de ce banii nu pot să cumpere, cum îți dă Iisus gratis. Și lumea mă claxonează, ce faci? Stai că e rândul meu acum, zic, acum am treabă. Și stau cu ei de vorbă. Sau când te duci la magazin și îți cumperi mâncare, nu te duci numai pentru mâncare. Caserița, unde îi plătești banii, are nevoie și de un tratat. Și să-i spui, Iisus te iubește. Și să dai un tratat. Când am ajuns în America, am zis, Doamne, dăm un serviciu. Și apropo de asta, mulți vor servicii pentru bani, cât mai mulți bani. Eu am zis, Doamne, dăm un serviciu unde pot să te reprezint, unde pot să vorbesc de dragostea ta. Și m-a făcut Dumnezeu șofer. O companie de Mercedes-uri pentru aeropoarte, pentru hoteluri, unde se ținau conferințe între 10 și 15.000 de oameni. Pentru că Dumnezeu, când m-a chemat și a zis, Doamne, trimite-mă, în loc să mă duc în toată lumea, cu toate că am fost în multe locuri din lumea asta, mi-a adus lumea la mine. Și prin acel job am predicat Evanghelia la 55 de națiuni. Atei, budiști, hinduiști, tot felul de religii, catolici și așa mai departe. Și eram tânăr când am început, plin de râvnă, am zis, gata, Doamne, dă-mi primul pește. Și când s-a suit în mașină la mine să-l duc undeva în oraș, i-am zis, ești creștin? Și a zis, da, de când? De când m-am născut. Oh, nu, Biblia spune că noi ne naștem în păcat și în păcat m-am zămislit mama mea și toți ne-am născut în păcat și suntem lisiți de slava lui Dumnezeu. Și arab! Strigau la mine, tăi gură! Zice, noi te plătim să ne duci la magazin, noi nu te plătim să ne predici. Zic, don't worry, că predica e gratis. Și eram foarte tulburat, foarte mâniț, zic, Doamne, dar abia deschid gura și așa spune și arab. Și Domnul zice, păi tu ai râvnă, dar tu n-ai înțelepciune. Păi zic, Doamne, dă-mi înțelepciune, că Apostolul Iacov spune, dacă ceri înțelepciune, ți-o va da, dă-mi înțelepciune.
Și m-am pus înaintea Domnului, că Domnul a văzut că dorința mea era să-L fac cunoscut. Și când am luat primii clienți, i-am zis, sunteți creștini? Da. De când? De când ne-am născut? O, așa mă bucur că voi sunteți de când v-ați născut. Zic, eu sunt creștin numai de 14 ani. De 14 ani? Zice, dar ce ai fost înainte? Ai fost budist? Ai fost musulman? Ce ai fost? Zic, am fost și eu creștin cu numele, din familie de creștini, dar într-o zi Dumnezeu mi-a arătat că El n-are nepoți. Mama și tata erau copiii Lui, dar eu nu eram. Și atunci a fost ziua când Dumnezeu mi-a arătat că eu trebuie să devin copilul Lui Dumnezeu. Și m-am pocăit, L-am primit pe Fiul Lui Dumnezeu și am iertarea păcatelor, am viață veche. O, zice, se pare că tu știi mai bine pe Iisus. Mai spune-te. Și acum nu mai spunea să tac, ci spunea să le mai spun. Și mi-am început lucrarea. Șoferul meu de noapte își punea în bancheta din spate, în buzunare, scaunele din față în buzunare, punea magazine, punea tot felul de ziare, de reviste, ca omul să nu se plictisească mașina. Când venea mie norma, rândul, eu luam revistele și le aruncam la gunoi. Și ei îmi spun mie, Mike, că Doru nu poate să zică. Zice, hei Mike, zice, de ce mi-arunci mie toate astea la gunoi? Și tot timpul trebuie să aduc altele. Păi zic, dacă vrei să entertain your people cu astea, ia-ți-le când termin. Că eu vreau să entertain my people în alt fel. Și atunci și relua. Dar mi-a dat o idee. Și a zis, Biblia. Dacă el pune reviste și asta, acum Biblia. Și am pus Biblia în spate la geam. Și m-am dus să-l iau pe un japonez de la aeroport. Am băgat piciorul în mașină, primul picior, și când se uită, vede Biblia mea cu fermoar, cu tot, zice, domnul, domnul, și întinde mâna. Eu l-am văzut în oglinda retrovizoare. Domnul, domnul, cineva și-a uitat asta, zic, don't touch it, nu te atinge de ea. Ce este? E bombă, e bombă, dacă te atingi de ea, tu nu o să mai fii la fel. Tu o să pii copilul lui Dumnezeu, să ai păcate iertate, o să schimbi destinul, nu te atinge de ea, că dacă explodează în viața ta, viața ta o să fie total diferită. Săracul tremura cu mâna acolo, când a văzut. Zic, pune mâna acum, pune mâna. E bombă? Nu, 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 e bombă, e Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Pune mâna pe aia acum, dar să știi că se întâmplă ceva dacă te-o atingi. Și duceam oameni milionari. Îi duceam la magazine, de la hotel. Și de multe ori nu puteam să-i întrerup. Ei vorbeau acolo, negocieri de milioane, răsturna toată America pe dos, ce făceau ei cu businessul lor. Și ziceam, Doamne, cum să le spun la ăștia de Tine? Și că nu puteam să-i întrerup. Stați puțin că vă spun eu de Iisus. Și deodată Domnul zice, vezi că ai Biblia în spate. Și deodată puneam frână mai tare. Și Biblia aluneca și lovea în cap. Ce a fost aia? A fost Dumnezeu. Care spune ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Numai de bani vorbiți, dar voi îl cunoașteți pe Dumnezeu Bibliei, cunoașteți pe Dumnezeu adevărat care v-a creat, care vă iubește și vrea să vă mântuiască. Și de multe ori Biblia era folosită în felul ăsta. Altă dată, când îi duceam, era hotelul sus pe deal și nu puteam să le vorbesc, că tot timpul ei vorbeau de business. Și când se ajung la hotel, ziceam, Doamne, Doamne, dacă vrei să te faci descoperit, vorbește-le, Doamne, acestor oameni. Și Domnul zicea, ia-o pe scurtătură. Scurtătura era prin cimitir. La poalele muntelui era un cimitir. Și intrai pe la cimitir și apoi urcai sus la hotel. Și când am intrat în cimitir, deodată tăcere. Holbat să uite, unde ne duci? Ce se întâmplă? Ce e aici? Cimitir. Dar nu ne-ai dus pe aici înainte. Ce se întâmplă? Stați liniștiți că nu vă omoară nimeni. Zic, vreau să vă arăt ceva special, că voi sunteți din altă țară și din alt loc. Ce să arăt ceva special în cimitir? Zic, uite, jumate aici în Arizona e cu iarbă, sprinkle-le mergeau acolo, jumate cu rocă roșie, care e simbolul deșertului. Vedeți? Și erau, n-aveau cruci, erau lespezile. Și zic, uite, uite, e diferit de țara unde veniți voi. O, da, da, chiar îți mulțumim că ne arăți așa ceva. Și apoi venea întrebarea, zic, când voi muriți, ce vreți să aveți pe voi? Iarbă sau piatră? Să murim? Iar intra panica în ei. Păi, zic, toată lumea moare într-o zi. Și unul se uită, eu cred că iarbă, că uite, e verde, merge sprinkler-le, păi zic, morții n-au nevoie de shower. Zic, dar hai să vă spun ceva. Nu contează ce o să ai pe tine.
iarbă sau piatră. Contează înainte să intri sub pământ dacă păcatele tale sunt iertate. Pentru că Iisus spune, Fiul omului are putere pe pământ, nu sub pământ, să ierte păcatele. Și atunci le povesteam, le vorbeam de Iisus și zice, tu ne-ai dus pe aici expre. Zic, da, expre v-am dus pe aici, să înțelegeți dragostea lui Iisus Hristos. Și am avut un cuplu de bătrâni, erau la vreo 70-80 de ani și duceam la aeroport, 2 mile. Și zic, Doamne, întotdeauna mă rugam, zic, Doamne, dacă Tu vrei să le vorbești la oamenii aceștia, vorbește-le Tu prin gura mea. Gura mea e la dispoziția Ta, Doamne. Eu nu pot să-i mântuiesc, nu pot să iert de păcate, nu pot să-i duc în cer. Tu poți. Și sunt la dispoziția Ta. Și deodată bătrânul, apropiindu-ne de aeroport, îl miră că avioanele veneau și plecau, grămadă. Wow, zice, nici nu ne-am imaginat, erau din Chicago, nu ne-am imaginat că atâtea avioane sunt în Arizona. Păi zic, la fiecare 2 minute coboară un avion sau pleacă. Și Domnul zice, predică-i de avioane. Că ei s-au interesat de avioane. Ce să-i predici de avioane? Zic, vedeți dumneavoastră avioanele astea care vin și pleacă? Zic, așa suntem și noi oamenii. Noi oamenii zburăm toată viața asta. Voi ați venit din Chicago, eu sunt din România, toată viața zburăm. Voi plecați de aici înapoi în Chicago și zburăm. Dar ca și avioanele, nu putem să rămânem pe cer. Trebuie să aterizăm. Și pentru noi oamenii există 2 aeropoarte. Aeroportul Iad și aeroportul Rai. Toată lumea vrea să meargă în aeroportul Rai. Nimeni nu vrea să aterizeze în aeroportul Iad. Dar zic, ca să aterizeze în aeroportul Rai, îți trebuie permisiune. Când avionul se apropie de aeroport, cere permisiune la turn să aterizeze, ca nu cumva să se ciocnească cu altul. Și permisiunea pentru noi să aterizăm în aeroportul Rai este Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și apoi îți mai trebuie ceva, tichetul corespunzător. Voi puteți să zburați din Arizona cu biletul de Chicago să zburați la San Francisco? Nu. E tot așa, pentru ca să aterizezi în aeroportul Rai, îți trebuie biletul care spune sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, pentru că nimic în tine nu intră acolo. Și bătrânul rămâne holbat, zice, tinere, zice, tu ești filozof? Zic, nu, de ce? Zice, cum ne-ai dus pe noi? M-am interesat de avioane, tu m-ai dus la aeroportul Iad, aeroportul Rai, m-ai dus acolo că trebuie să am bilet. Zice, eu merg, sunt catolic, merg la biserică de 60 de ani și n-am auzit pe părintele nostru, pe preot, să spună așa ceva. Cum? Zic, pentru că eu am și bilet și permisiunea să ajung acolo și vreau și voi să aveți. Altă dată am avut o japoneză și era drumul numai de o mailă. Doar să intru la aeroport și zic, Doamne, te rog eu frumos, descoperi, tu știi că acolo sunt idoli în Japonia și ea nu te cunoaște, Doamne, te rog, vorbește la fata asta. Era tânăr. Și ne apropiam de aeroport și știți că the Valley of the Sun, Arizona, Valea Soarelui, acolo, mai ales vara, nici nu plouă. Și deodată cu soare a început să plouă. Și fata asta zice, wow! Zice, eu am auzit că Arizona e the Valley of the Sun, că aici nu plouă niciodată. Ia uite cum plouă! Zic, hai să spun ceva. Zic, asta nu-i ploaie. Zic, vezi tu stropii ăștia de apă? Zic, stropii ăștia de apă sunt lacrimile lui Iisus. Lacrimile lui Dumnezeu care plânge pentru mântuirea ta. Că El a dat ce a avut mai scump, pe Fiul Lui l-a dat să moară pe cruce. Și tu de atâția ani ești în viață și n-ai înțeles dragostea lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos a murit în locul tău pe cruce și pentru păcatele tale. A început să plângă. Și zice, am să țin minte că m-am dus în Arizona și Dumnezeu a plâns pentru mine. Și am dat și un tratat și a plecat. Astea sunt numai introducerea de la cartea care trebuie să o scriu, că mi-a spus fratele Vrumba că dacă nu o scriu o să am de-a face cu el. Acum a murit, dar trebuie să ții promisiunea. Și sunt multe mărturii. Dar apoi am început mărturile pe stradă, așa, unde am fost arestat. Am fost între sataniști. Că odată ce Domnul îți dă agonie după ce ai pierduți pe toți oamenii din jurul tău, îi vezi potențial pentru mântuirea lui Iisus. Și m-am dus pe stradă, acolo sunt sataniști, cu șerpi mari în jurul trupului și vin acolo cu haine negre, cu cercei în nas, în limbă, în buze și așa mai departe. Și acolo mergem în mijlocul acelui oraș și ies din barul și așa mai departe și le predicăm Evanghelia. Și ne scuipă, ne înjură, ne face tot așa.
Și eram cu un grup de tineri la început, au venit toți entuziasmați, mergem cu tine, frate Doru. Și, oh, frate, dar tu ai darul. Zic, nu, ăsta nu este darul meu. Darul ăsta trebuie să fie și al tău. A fi pescar de oameni este chemarea pentru fiecare creștin. Fiecare trebuie să reprezinte pe Iisus, e sare, e lumină și trebuie să reprezinte. Păi noi ce să spunem? Știți versete păderoase? Ce le-am povestit? Întâmplarea cu Gypsy Smith, care ați auzit, un mare evanghelist, căruia Dumnezeu îi spunea chiar cu detalii, mergi la adresa cutare și acolo te duci și predici la persoana cutare. Și într-o zi primește Gypsy Smith o chemare, te duci la adresa cutare și la ușa de la un apartament strici pe gaura cheii Ioan 3:16. Doamne, dar toată lumea mă știe, dita mai evanghelistul, mă duc eu pe gaura cheii. Dacă n-asculți, ești neascultător. Du-te și spune. S-a dus, s-a uitat în jur săracul, să nu-l vadă lumea, a pus gura acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sigurul lui fiu și apoi a fugit. Seara avea serviciul la el la biserică, a predicat și deodată în spate un bărbat la costum se ridică și spune, domnule pastor, îmi dați voie să dau o mărturie? Și a zis, da. Zice, astăzi m-am hotărât să-mi pun capăt zilelor. Eram pe scaun cu ștreangul de gât, și când se dau cu piciorul la scaun ca să mă strâng de ștreang, am auzit odată, nu știu de unde, o voce, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui ca oricine crede să nu piară. Și vocea aceea m-a oprit să termin cu viața și să vin aici și să-mi dau viața lui Iisus Hristos. Gypsy Smith a început să plângă și zice, dacă eu n-ascultam, tu nu erai în biserică astăzi. Câți oameni vor merge în iad din nepăsarea noastră. Și apoi, bineînțeles, tinerii au dispărut, îi învățasem prin mesajul acesta să iasă în față grupului și să strige. Strigă versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și am întâlnit oameni, sataniști chiar, după 3 luni de zile, zice vreau să mai spui, v-am auzit ca nebuni, urlați aici acum 3 luni de zile și sunt într-o problemă gravă și am nevoie de mesajul vostru. Dar am rămas singur și m-am dus singur pe stradă și am zis, Doamne Iisuse, Tu ai trimis câte 2, nu vrei să mai îmi trimiți și mie unul seara asta? Și deodată, fratele James, în scaun pe rotile, la 75 de ani, vine și spune, bradere, let's preach Jesus. M-am uitat, mi-a dat lacrimile. Zic, Doamne, pe ăsta l-ai găsit? Fără picioare? Și îmi spune pe urmă fratele James, zice, eram ca și tine și predicam Evanghelia și Dumnezeu a îngăduit să fiu paralizat de la gât în jos. Am zis, Doamne, m-ai pensionat, ce să mai fac? Zice, știi ce mi-a spus domnul frate Doru? Eu nu ți-am paralizat limba. Și mi-a dat domnul înapoi mișcările mușchilor până la brâu. Dar de la brâu era paralizat, de la brâu jos. Și venea cu scaunul, băga în mașină și venea acolo și hai să predicăm Evanghelia. Și numai atâta. Sataniștii de care v-am vorbit, el îi ducea acasă, erau homeless. Și îi ducea acasă. Și îi culca în patul lui și el se culca pe jos. Și zic și, nevastă ta ce zice că vii cu asemenea creaturi în casă? Zice, soția și cu mine avem dorința lui Iisus. El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Și nu ți-e frică că ăștia sunt homeless, te fură tot din casă. Casa noastră și tot ce avem e a lui Iisus. Dacă fură, fură de la Iisus. Și pe mulți din ei întâlneam sataniști pe stradă și începeau să spună păderos versete. Și zic, dar de unde știți voi că voi sunteți sataniști? Păi zice, am dormit la Brother James aseară. Și până la 3 dimineața a zis, dacă nu învățați asta, nu dormiți aici. Și am învățat versetele astea. Și venea cu sandvișul și venea cu chieluri de suc și le dădea și zice, stați aici și mâncați. Și ei stăteau acolo și el le predica Evanghelia. Am întâlnit acolo pe fratele Stanley. Fratele Stanley, de fapt, nu era frate la început, era un om și predicam într-o seară ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Și Domnul m-a îndemnat să zic ce ar folosi unui tată să aibă toți banii și să-i moară copilul. Și deodată omul acesta cum trecea se oprește. Se uită la mine, holbat,
Se așează în fața mea și mă așteaptă. Și când termin, zice, vrei să vorbești cu mine? Zic, da. Zice, de unde ai știut? Ce să știu? Pe ce ar folosi unui om să aibă toți banii să-și piardă copilul? Zice, copilul meu a suferit un accident de mașină, singurul meu copil, Alex. Și m-am dus la doctor, aveam 50.000 de dolari cash. Și i-am spus la doctor, te rog, salvează-mi copilul. Și doctorul ridica din umeri și a zis, îmi pare rău, dar copilul tău va muri. Mi-am pierdut copilul, soția mea a nebunit și s-a dus și a început să se culce cu toți. Și am pierdut și banii. Și în seara asta mă duceam să mă spânzur. Și am auzit glasul tău. Și m-a oprit. Nădejdea este și pentru mine. Și m-a rugat cu el și l-a primit pe Iisus. Și apoi Duhul m-a îndemnat să-i spun, Stanley, ce-ai zice dacă Dumnezeu te folosește ca să o aduci pe soția ta la Hristos? Și a zis, cum? Soția mea m-a înșelat. Ea s-a culcat cu alții. Zic, și nu merită, zice el. Dar tu meriți? Eu merit? Nimeni din noi nu merită. E numai dragostea lui Dumnezeu. Dar gândește-te că poate Dumnezeu să te folosească și să vă întregească familia în împărăția lui Dumnezeu într-o zi. Zice, sounds crazy, dar o să mă gândesc. Weekend următor mă sună și spune, frate Doru, vreau să spun ceva. M-am dus la o biserică aici și m-am botezat. Și acolo am mărturisit cum Dumnezeu m-a mântuit și m-a oprit să-mi pun capăt zilor pentru că ai fost acolo și ai predicat pe Hristos. Și zice, merg acum la un curs de într-o lună de zile citim Noul Testament, aici la biserica asta, în fiecare zi. Și mă duc la cursul ăsta. L-am felicitat. Weekendul următor mă sună și îmi spune, frate Doru, you're not gonna believe it, nu-ți vine să crezi. Soția mea m-a căutat și a dat de mine. Și când a aflat că eu m-am pocăit și i-am spus de Domnul, s-a pocăit și ea. Și acum suntem uniți și mergem amândoi la seminarul acesta de studiu Noul Testament. Și dorința noastră este să ne întâlnim cu Alex în împărăția lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Apoi l-am întâlnit pe Michael. Michael era un homeless. Dormea pe stradă și era drogat, se injecta cu cocaină. Și în seara aceea Dumnezeu l-a mântuit. Și mă întreabă după ce îți primește pe Domnul, frate Doru, zice, da, ce să fac eu de acum? Unde să mă duc? Păi zic, cum adică? Păi zice, eu trăiesc cu oameni care se injectează cu cocaină, care e cu pornografie și cu toate păcatele. Și a zis, Michael, în seara asta tu l-ai primit pe Domnul Iisus. Și Dumnezeu e tatăl tău. Întreabă-L pe tatăl tău unde te vrea. Dacă El te vrea să te duci la ei, ca să fii martor la ei, El îți va spune. Dacă îți spune să fugi de ei ca să nu cazi în păcat, îți va spune și asta. Weekendul următor a venit zâmbind și zice, mi-a spus Domnul, ce? Să mă duc înapoi la ei. Și ce m-am dus înapoi la ei și un prieten de-al meu tocmai se injecta în vene cu cocaina. Și atunci am început să-i spun de Domnul. În seara aia când s-a pocăit. Și ăsta când a auzit, a scos cuțitul, mi-a pus cuțitul la gât și a zis, dacă mai spui o vorbă de Iisus, te tai. Și știam în stare, mai ales că era și sub influența drogurilor, dar nu știu ce a venit peste mine, o putere, am zâmbit și am spus, hei, și eu sunt ca și tine. Și eu făceam ce făceai și tu. Dar în seara asta am găsit pe Iisus Hristos. Și noi dormim pe stradă, dar Iisus Hristos a spus că dacă noi îl primim, El s-a dus să ne pregătească un loc. Și într-o zi noi, homeless, vom avea o casă la Iisus dacă îl primim pe Iisus. Și omul acela a scăpat cuțitul, l-a îmbrățișat pe Michael, a început să plângă și a zis, tu ai găsit ceva pentru care ai fost gata să mori. Vreau și eu. Și apoi s-au dus la o biserică acolo, care e deschisă în fiecare seară, apropo și de asta. Discotecile, barurile și toate sunt deschise 7 zile pe săptămână, dar bisericile numai de 2-3 ori pe săptămână. Și aici ar trebui păcătoși și toți să-ți găsească refugiu și mijlociri și așa mai departe. Și acolo, în timp ce l-a dus pe prietenul lui Michael, păstorul spunea, zice, tempii devine tot mai rău, drogați, stricați, curvari, feriți-vă de ei, feriți-vă de oamenii ăștia. Și prietenul Michael, care de-abia se pocăise prin Michael,
S-a ridicat în picioare și a spus la păstor, tu nu predici Evanghelia. Dacă le spui la oameni să stea departe de noi, cine îl va aduce pe Iisus la noi? Prietenul meu și l-a adus pe Iisus la mine cu prețul vieții lui. Tu nu predici Evanghelia. N-ai dragoste pentru cei pierduți. Și am avut și sataniști cărora le dădeam tratate. Luau tratatul, mototolea, îl băga în gură și îl înghițea. Și apoi râgâia în față. Ha! S-a dus tratatul tău. Și o strigam, Hallelujah! Praise the Lord! Zice, dar nu e supărat. Păi de ce să fii supărat? Că ți-am mâncat tratatul. Zic, nu, eram supărat dacă l-aruncai pe jos sau în coșul de gunoi. Dar dacă l-ai înghițit, eu mă bucur că ăla e cel mai safe place, că de acolo nu se pierde. Și numai atâta. Dar trebuie să dai socoteală într-o zi. Să dai socoteală de ce ai mâncat. Că nu o să-i spună Dumnezeu că n-ai șu de mântuire. Iisus va spune, ai și mâncat mesajul mântuirii mele. Și el și-a băgat delite, bă, zic, tot iese, dar ăla nu iese niciodată. Trebuie să dai socoteală de ce ai mâncat. Ce nebun a fost, ce nebun a fost, de ce am mâncat așa ceva, cum mai scapi de așa? Nu mai scapi. Trebuie să-L primești pe Iisus Hristos. S-a întâmplat de două ori la rând așa ceva. Timpul trece, vă mai spun. Într-o seară am întâlnit două fete și le-am întins o broșură. Și când le-am dat-o, zice, ce e asta? Zic, ăsta e mesajul lui Iisus Hristos. Dragostea lui Iisus a iubit așa de mult că a murit pentru voi. Și fata care i-am întins, mi l-a aruncat în ochi și a zis, lasă-ne pe noi cu prostiile astea, noi suntem lesbience. Și s-au luat și s-au sărutat înaintea mea. Și am zis, Dumnezeu m-a trimis special pentru voi în seara aceasta să vă spun că vrea să vă schimbe destinul. De la moarte la viață, de la iad la rai. Dacă vă pocăiți și îl primiți pe Iisus. Ha! Zic, Dumnezeu a promis iazul de foc. Așa cum a ars Sodoma și Gomora pentru cei care trăiesc în păcate din astea. Astăzi împăcați-vă cu Dumnezeu. Lasă-ne pe noi cu prostiile astea. Și mi-au întors spatele și au plecat. Și am strigat după ele, dacă în seara asta nu vă pocăiți, judecata lui Dumnezeu va cădea peste voi. N-a fost de la mine, a fost de la Duhul Domnului. 45 de minute mai târziu, m-am urcat în mașină, era 12 noaptea și m-am dus spre casă. Și la un semafor, era barul lângă intersecție, din bar, fetele astea două, ținându-se de mână, traversau strada. Și am încetinit, cu toate că aveam verde, dar din sensul opus a venit o mașină ca un bolid și cu vreo 55-60 de mai la oră le-a izbit pe amândouă de le-a aruncat în aer. S-a făcut pielea găină pe mine. Am văzut judecata lui Dumnezeu sub ochii mei. Au căzut în cap pe trotuar. Și a fost hit and run, un bețiv care l-a lovit și a fugit. A venit poliția, au închis strada, a venit ambulanța și investigații. M-am strecurat lângă cei de la ambulanță și am spus, unde le duceți, la ce spital? Zice, la Maricopa. Și am plecat acasă și toată noaptea am strigat, Doamne, mai dă-le o șansă. Doamne, ai milă de ele, Doamne. A auzit mesajul tău. A doua zi dimineața am fugit la spital. M-am întâlnit cu doctorul și a spus, fetele acelea care aseară au fost lovite de mașină, ce-s cu ele? Zice, ne pare rău, dar au murit. Și a zis, le-am dat mesajul, dar au ales să respingă pe Iisus. E o urgență. Dumnezeu nu iubește moartea păcătosului. Și Dumnezeu te cheamă. Se spune că un soldat a dezertat din armată și pedeapsa, mai ales în timpul războiului, era capitală. Și l-au băgat la o pușcărie pentru ziua execuției. Dar în urma intervențiilor prietenilor de sus, i-au dat un act de pardon, grațiere. Și au trimis un soldat, du-te localitatea cu tare la pușcărie și du actul de grațiere pentru soldat. Și soldatul care i s-a amânat actul, trecând prin satul lui, a zis să dau pe la mama să o văd puțin, că e război și poate nu mai văd. Și maica sa când l-a văzut bucurie mare a zis, mai rămâi două zile aici. Nu două zile, până mâine. Și te duci mâine și duci actul. I-a dat de mâncare, l-a culcat. Și a doua zi s-a dus soldatul. Dar când a ajuns la pușcărie respectivă, zice, ne pare rău, dar soldatul numai ce a fost executat. Frate și soră,
atul grațierii lui Iisus e în mâna ta și în mâna mea. Și Iisus te întreabă ce faci cu grațierea pentru cei care sunt în lumea ta, pentru cei pe care eu i-am iubit și am murit. E business-ul mai important decât sufletele? Sau sunt sufletele? Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru lumea noastră. El spune, mergeți în toată lumea și duceți Evanghelia la orice făptură. Ești gata să mergi? Ești gata să spui, iată-mă, Doamne, trimite-mă? Îți pasă ție de cei care pierd? Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și cum am spus, Dumnezeu m-a trimis să recrutez soldați, pescari de oameni și din mijlocul vostru. Poate că nu poți să hrănești o lume întreagă, dar hrănește unul. Poate nu poți să mântuiești o lume întreagă, dar să fieți milă de un suflet. Ești gata în seara aceasta să iei o promisiune, să faci un legământ și să spui, Doamne, de azi înainte, viața mea ți aparține. Doamne, de azi înainte doresc ca prin mine să câștigi suflete și să fiu un pescar de oameni. Există aici un suflet care vrea, printr-o ridicare de mână, să promit acest lucru înaintea lui Dumnezeu. Era în Coreea de Sud, dumneavoastră ați ridicat, slăvit să fie Domnul. În Coreea de Sud, slăvit să fie Domnul. Erau 7 persoane și au hotărât ca în fiecare zi, fiecare din ele să spună de Iisus la un suflet. Și s-a întâmplat că soția la păstor n-a avut ocazie. A fost ocupată cu copiii, cu mâncarea, cu toate și seara, în întuneric, cu geamul deschis, să ruga și striga, Doamne, mi-a încălcat promisiunea, Doamne, ți-am promis că voi spune și azi n-am spus, dar Doamne, la tine toate lucrurile sunt putință. Doamne, fă o minune! Și în timp ce a să ruga, în întunericul camerei, a sărit pe geam un hoț. Ea s-a dus imediat la întrerupător, a aprins becul, aleluia, pentru tine mă rugam! Slăvit să fie Domnul! Ăsta a rămas șocat, nu s-a așteptat la așa ceva. Zice, poți să iei tot ce vrei din casă, poți să mă omori, dar mai întâi lasă-mă să spun de Iisus. Și hoțul a căzut în genunchi și l-a adus la Iisus și astăzi biserica din South Korea are 70.000 de oameni. Pentru că au luat o hotărâre. Dintre tineri, există o mână să spună, Doamne, ia viața mea în seara aceasta și folosește-o pentru gloria Ta. Există aici o mână pentru Dumnezeu. Nu e o formulă, nu e o tradiție. Să știți că eu de 30 de ani fac lucrul acesta și nu regret niciodată. Cea mai mare bucurie și realizare și împlinire, iar și în America, e să aduci suflete la Iisus Hristos. E să-L lași pe Iisus să trăiască viața ta și să câștige suflete prin tine. Aș vrea să mă rog pentru cei care ați ridicat mâna, pentru cei care în inima voastră Dumnezeu v-a vorbit în seara aceasta, ca Domnul să vă umple de pasiune și de agonie după cei pierduți. Și Domnul să mulțească biserica asta. Ca noi și să mergem după ei. Doamne, binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru această chemare divină, pentru această chemare plină de dragoste față de copiii Tăi, față de trupul Tău, Doamne, din biserica aceasta. Doamne, Te rugăm ca în seara aceasta cei care au ridicat mâna, cei care vor să iau o hotărâre, Doamne, și vor să aibă o împlinire în viață, Doamne, Te rog să-i îmbraci cu puterea Duhului Sfânt. Te rog să le arăți, Doamne, că Tu ești cu ei și Tu vrei să-i folosești, Tată Ceresc. Îmbracă-i, Dumnezeule, trimite-i, Doamne, dă-le agonie după cei pierduți, Doamne, Dumnezeule, și folosește-Te de ei, Doamne, ca să-ți lărgești împărăția Ta. Mă rog, această biserică să crească cu oameni din afară, Doamne, oameni pierduți pentru care să duci această biserică să-i aducă înăuntru, Doamne. Te rog să Te atingi de ei, Doamne, Te rog să le vorbești în fiecare seară, Dumnezeule, și numele Tău să fie glorificat în biserica Ta, Doamne. Te lăudăm pentru mesajul Tău, Doamne, și ajută-ne să-L punem în practică pentru dragostea lui Iisus. Ajută-ne să luăm în serios chemarea Ta și să ducem actul de grațiere la o lume pierdută. Amin. Amin.
înseamnă mântuit. Pocăit înseamnă o veșnicie cu Domnul Iisus. Numai. Amin. Voi bucura în prezența ta.
aștept să vei, nopțile târzei. Astăzi eu îți dau o veste.
te veșuiesc. Vino, Doamne, și ne ia, și Tu ne-ai în slava Ta.
Să lucrăm în viața până la
acasă. Din ce vin, vești din ce vin.
păstor și te deveți. Da, sau tu șef pe jertfa ta, acolo în casa ta, oare cât îi vei răda? Dar noi vrem ca să-l cântăm, pe tine să te lăudăm, dar pe ei nu Pentru că
Să mă duc în vechi.
iară, vine o să.